Biblioteca Municipală Medgidia a câștigat concursul de finanțare idei de 4.000 plus lei lansat în cadrul programului Biblionet. Proiectul se numește Medgidia în imagini și constă într-un curs de fotografie adresat copiilor cu vârsta de 10 până la 15 ani. Biblioteca Municipală Medgidia este câștigătoarea concursului idei de 4.000 de lei lansat prin programul Biblionet. Suntem bucuroși că am câștigat acest proiect. Vrem să organizăm un curs de fotografie intitulat Megidia în imagini, adresat copiilor de 10-15 ani din Megidia, Valea Dacilor și Remus din banii câștigați se vor cumpăra un laptop și aparate de fotografiat care vor fi folosite și la alte acțiuni ale instituției. Prin acest program sunt susținute bibliotecile publice care doresc să pună în practică un proiect ce vine în întâmpinarea nevoilor cetățenilor din comunitatea pe care o servesc.